trenul de Brașov de la 3, de la 4:37 pleacă plin cu refugiați, pentru care vagoane și spre Viena și spre Budapesta. Numai că e derutant. Aici vedem vagonul numărul 4. După aceea 437 cu 3 cifre și oamenii, iată, stau la coadă și-s derutați. Dacă învii de la coadă, îți apare numărul 434, ceva de felul ăsta. Și după aceea e în scădere. Și oamenii zic, băi, dar unde? Ce-ați pierdut vagonul 437? Sau ia uite ăsta, 436. Deci e o amețeală pe care numai maghiarii și românii pot să o facă, este europenii. Și denumirea vagonului numai la ăsta e în față. 436, da, ați văzut, în urmă era vagonul 4, după aceea 437, după aia 436. Astelalte au denumire aici, 430. Un fel de matematică din asta, amețitoare, ca nimeni să nu mai înțeleagă. Și acolo la panou nu scrie că e trenul de Budapesta sau de Viena, cum au oamenii bilete, dar scrie Brașov. Și oamenii nu-și dau seama unde să meargă. Bine, ăsta e vagonul ideal, care scrie și la început și la sfârșit numărul vagonului. Dar pe ăsta nu... Voton trițate. Iată, oamenii sunt derutați, oamenii nu știu, nu știu unde e. Că matematica e dată peste cap. 437, 36, după aceea 30. Acum 31, 32. 31-32. Tren de Brașov. Și încă întârzie 10 minute. Bine ca să reușească să urce lumea. I-ați petrecut? Oamenii fac voluntariat de la nu știu ce biserică sunt. Și nenea are și cunoștințe de limbă rusă, așa că face și traducere. Aici, la începutul vagonului, nu scrie nimic. Și trenul începe cu 434. A, nu, cu 433. Și 37, 36 e lângă 4, înspre locomotivă. I-a căzut pixul. E, acum pentru un pix să facă sprint carroța con leti. Da, bine că lumea s-a descurcat până la urmă și a urcat. Amețeala din Gara de Nord.